Bun, dragii mei, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou videoclip aici pe România Culture Cars. Numele meu este Paicu Vlad Andrei și suntem prezenți la Romanian Endurance Series. După cum bine vedeți, compatibil cu ziua de ieri, Romania Retro Racing, evident, când filmăm, astăzi a început ploaia. Vom avea două curse interesante, atât la Touring cât și la Cupa Logan, pentru că s-au separat campionatele, însă fiecare campionat are câte două curse, curse de 50 de minute, ca să spun așa. Așadar, vom avea foarte mult de filmat și vom avea, evident, foarte multe surprize la start, cel puțin la race Touring, să zic așa, căci GT-urile și prototipurile s-au unit. Vom avea prezența noului model BMW M4 de generația a doua, dar și alte mașini care ne vor surprinde din toate punctele de vedere și cel puțin și la Cupa Logan acolo o să fie o luptă interesantă, pentru că e un campionat separat și, după cum bine știți, Logan Cup întotdeauna a surprins la Romania Endurance Series. Bun, să-i dăm drumul la treabă, că avem foarte mult de filmat. Țineți minte, strada nu e circuit. Let's go racing room și hai să mergem! Pit lane open, pit lane open pentru prima cursă resturic. Thank you.
dragii mei, final de weekend aici la Romania, în Dunăre City. Sunt alături de Andrei Mangalia și de Boboacă Ilie Marius. Am avut parte, dragii mei, de o etapă senzațională atât la clasa Touring, mă rog, Touring și la pachet cu GT-uri și cu prototipuri, dar și la Logan Cup acolo, evident cu Fiat 500 Cup. L-am aici pe Andrei Mangalia. Încă o dată mulțumesc, Andrei, că ai venit la Romania Endurance Series. Spune-ne cum a fost etapa din punctul tău de vedere. Văd că venea o mașină de spate, dacă era așa. Da. Mi-a plăcut maxim etapa asta. Pot spune, un început de sezon foarte fain aici la circuit. După experiența de la Retro Racing, astăzi m-am relaxat, să spun așa, aici la RS. Multă animație la Touring. Mi-a fost chiar dor de gălăgia mașinilor și de tot ce însemna racing. La Loganuri, la fel, bătălii faine, lui Iulian Bonte versus Radu Iordache. Mi-a plăcut, chiar a fost frumos și poate de ce nu ajungi și la RS 500 sau la alte etape, de ce nu, poate pe Mureșring. Vom vedea ce se întâmplă anul ăsta. În principiu, cu mine vom să auziți și pe alte competiții, asta e clar, 100%. Da. Și de adevăr, dragii mei, etapa următoare este etapa RS 500, cea mai celebră etapă. Așadar, vom avea foarte, foarte multe și lucruri de povestit. Din cadru, uite. Da, scuze-mă. Dar intru în cadru. Da. Așadar, dragii mei, până la următoarea întâlnire, poate cinci de Andrei, poate vei reuși să ajungi la RS 500. Știu că este și weekendul cu Super Rally de la Mangalia. Da, e un weekend atunci mai aglomerat, cu slalom, da, paralel, într-adevăr, cu multe chestii. Dar vedem acum, depinde de ce timp o să am și eu și, na, da, oricum. A fost frumos, sincer, ca să trag concluzii, a fost o experiență frumoasă aici la Motorpa România. Și de adevăr, dragii mei, până data viitoare, țineți minte, strada nu e circuit, Let's Go Racing, vroom, toate cele bune, pe curând și mulțumesc, Andrei! Salutări!